având în vedere contextul epidemiologic actual, imposibilitatea efectuării de colecte mobile și scăderea numărului de donatori, Centrul Județean de Transfuzie Sanguină Călăraș anunță locuitorii județului faptul că sâmbătă 19 decembrie 2020, între orele 8 și 14, instituția va fi deschisă donatorilor de sânge și plasmă covalescentă COVID-19 pentru a putea face față tuturor solicitărilor spitalelor din județ. Donatorii beneficiază de șapte etichete de masă în valoare de aproximativ 70 de lei, de contarea transportului în comun, o zi liberă de la locul de muncă în ziua donării și analize gratuite.